Conflictul care mocnește în sânul Bisericii Ortodoxe Române și l-are în prim plan pe arhiepiscopul Tomisului Teodosie a intrat astăzi într-o nouă etapă. De la Constanța, ierarhul certat de superior a transmis că el vorbește în numele lui Dumnezeu, așa că doar Dumnezeu îi poate da sancțiuni. Cât despre pelerinajele pe care le-a organizat în pandemie, același Teodosie a transmis că au fost organizate la cererea credincioșilor și că el nu a vrut să fie vedetă. Costică! Zi să oprească muzica! Muzica! Închide de tot! Acum cântăm noi. Aveți vreo nedumerire? Eu nu răspund neîntrebat. N-am nimic de spus. Sigur pe el și afișând un zâmbet fin, înalt preasfințitul Teodosie a avut totuși multe de transmis, semn că unele dintre criticile primite de la Cancelaria Sfântului Sinod l-au afectat. Printre altele, a explicat de ce a chemat în pelerinaj credincioșii la mănăstirea Sfântul Andrei când existau restricții de circulație. Credincioșii m-au urmat și la Sfântul Andrei și la Bobotează, pentru că i-am vorbit în numele lui Dumnezeu și n-am vorbit de capul meu. Reprezentanții sinodului spun însă că inițiativele avute de înalt preasfințitul Teodosie în plină pandemie au fost însoțite de o atitudine provocatoare și lipsite de tact pastoral și că nu au fost comunicate superiorilor, fapt care exprimă un duh de indisciplină și de răzvrătire. Acțiunile pe care le-am făcut au fost în sensul de a nu rămâne creștinii singuri, nu pentru mine sau pentru a deveni vedetă, cum a spus cineva. A opta pentru singularizarea vocii tale într-un concert în care ești alături de frații tăi creștini, nu cred că este o atitudine care să onoreze în vreun fel. Șefii Bisericii Ortodoxe Române îi reproșează lui Teodosie și datoriile mari față de Patriarhia Română. 500.000 de lei are de plătit Arhiepiscopia Tomisului doar la tipografia cărților bisericești. Ierarhul din Constanța susține că are banii și va achita suma. Astăzi, la slujba de la Constantin și Elena, a mers la biserică cu o mașină evaluată la peste 100.000 de euro. Închiriată de un preot din Germania. Teodosie a răspuns pe același ton și când a fost întrebat despre problemele de la școala doctorală păstorită de Arhiepiscopia Tomisului, unde ar fi fost descoperite teze plagiate. Calculatorul e acuzat. Calculatorul nostru, care este identic cu cel de la CNATCU, arată că nu este plagiat. Documentul în care Teodosie este criticat dur este un răspuns al Cancelariei Sfântului Sinod la cererea lui Teodosie de a ridica Arhiepiscopia Tomisului la rang de mitropolie. Deocamdată, solicitarea a fost refuzată, dar ierarhul speră într-o răzgândire. Nu există în acest moment nicio rațiune canonică, pastorală, misionară pentru reînființarea unei mitropolii. Pentru binele mitropoliei pe care o doriți dumneavoastră, v-ați retrage din funcția de mitropolit? Dar de ce să mă retrag? A te retrage înseamnă a abandona. E trist, firește, când asistăm la contradicții minore în conținut. Vă e teamă de o sancțiune? Ce sancțiune? Dumnezeu poate să-mi dea sancțiune. Numai de sancțiunea lui Dumnezeu mă tem. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.